Hai, salut băieți, sunt Magic și bine v-am regăsit la un nou video. De data aceasta o să aruncăm o privire peste sistemul Raptor 5 din oferta PC Garage, întrucât unul dintre voi mi-a cerut asta într-un clip recent pe o temă asemănătoare. Configurația lui constă într-unui 5-7400 cu frecvența de bază de 3 GHz, are 8 GB de memorie internă DDR4. O să ne uităm imediat la specificațiile mai detaliate jos. Văd că în mod normal îl costă 45 de milioane de lei vechi, 4500 de lei noi, dar băieții de la PC Garage sunt foarte, foarte darnici, așa că dau de la ei un 500 de ron. Din start, când o să vedeți oferte de astea în viitor, să vă gândiți că vor să-și bată joc de voi, adică 500 de ron să-i tai direct sunt mult prea mulți pentru o ofertă legit. Strategii de marketing de prost gust după mine. i5-ul nu-și prea are rost în ziua de azi, dar o să trecem cu vedere aici. Un GTX 1060 de 3 GB, produsă de Gigabyte, o placă de bază generică, văd de la MSI, RAM-ul este 2400 MHz, dar nu se specifică latența, oferă atâtea detalii despre hard disk, dar mai nimic despre SSD, cel mai probabil este o marcă mai puțin cunoscută, carcasă și sursă Segotep. Nu știu ce au băieții ăștia, mereu îi aud numai cu Segotep, Segotep. Bun, am făcut aceeași configurație pe site-ul lor și am ajuns la prețul de 4149 de roni, aproximativ aceeași. Am luat ceva RAM Corsair de CL14 latență, deci o latență destul de bună, și n-am găsit sursa din configurația lor pe site, așa că am apelat la o bombă, un Seasonic de 520 de W, care este doar cu 20 de ron mai mult decât ar fi costat sursa din oferta lor și este cu mult mai bună. Seasonic este o marcă, cel mai probabil cea mai bună marcă pentru surse de PC. Deci placă video Gigabyte care costă la ei 1650 de lei, variantă de 3 giga asta, nu e de 6. Mă lasă mut, sincer. Hard disk-ul, carcasa, placa de bază și SSD-ul de la Kingston, deci o marcă cunoscută. Am făcut aceeași configurație și pe EMAG și aici m-a ajuns la 3800 de lei, deci cu aproximativ 350 de lei mai puțin. Același RAM, același SSD, aceeași placă video care aici costă 1370, spre deosebire de 1649 dincolo. Procesorul, ăsta e cumpărat de la un alt retailer ce folosește platforma EMAG. Băi, lăsați-mă și pe mine să înțeleg, adică eu îți dau 800 de lei pe un procesor și mai trebuie să dau și livrarea. Deci nu faceți așa ceva, pur și simplu pentru că au nesimțirea să ceară livrare la prețul ăsta, cumpărați din altă parte, eu așa o să fac. Carcasa, nu știu de ce ar da cineva 250 de lei pe o carcasă, dar mă rog, și sursa 229 de lei, după cum am spus, cu 20 ceva de lei mai puțin, chiar cu 15 lei, 16 lei, mă rog, mai puțin decât sursa mult superioară Seasonic, aceeași placă de bază. Deci, practic, dacă schimbați pur și simplu site-ul, v-ați ales cu o economie de 350 de lei, pe care o puteți băga foarte frumos într-o placă video 1060 de 6 GB, care aici costă, stai puțin, deci asta costă 130, ce mă, stai puțin, deci asta e 1366, varianta de 6 GB, e mag ce cu bobiți, deci, ce, stai puțin. Varianta cu 3 GB e mai scumpă decât aia cu 6? Ok. Nu băgați în seamă că e mini ITX. O să fie exact aceeași performanță. Dang, what? Ok. Ok, ceva a mers foarte greșit în oferta lor. O să spun din start că acest build nu mi se mai pare relevant în 2018. De ce? Pentru că a apărut Ryzen. Cred că era apărut și la momentul în care s-a făcut acest sistem, dar să fim serioși. Ce rost își mai are un i5 la același preț cu un Ryzen? Ar trebui să găsim destul de ușor Ryzen 5 1600 sau poate chiar un 2600, un refresh de la prima serie de Zen cu frecvențe de bază mult mai bune, capacitate de overclock mult mai bună, cooler stock mult mai bun. Deci procesorul ăsta o să îl ucidă pe i5-ul ăsta. Are două nuclee în plus, două thread-uri pentru fiecare nucleu fizic. Asta ar însemna 6 nuclee fizice și 12 linii de execuție, pe când săracul de i5 are 4 nuclee și 4 linii de execuție, 4 thread-uri, la aproximativ același preț. E un no-brainer. O placă video generică
cu socket B350 să vă luați ca să puteți face overclock la același preț, cred că undeva la 350 dacă prindeți, luați un GTX 1060 de 6 GB și v-ați făcut cu un PC mult superior în același preț, aș putea spune chiar la un preț inferior. Vă recomand totuși să mergeți pentru Seasonic-ul ăsta ca sursă și la ramă să luați fie două plăcuțe de 4 GB, dacă nu vă permiteți două de 8, nu, fără altceva. Luați aici ca să fie în dual channel, pentru că Ryzen-ul este sensibil la memorii. Dacă puteți face overclock, o să fie super, dacă nu merge și cu frecvența asta, dar să fie în dual channel. Aceasta este comparația într-un benchmark între i5-7400 și Ryzen 5 2600, deci este cam de două ori mai bun în aproximativ același preț. Aici s-a ajuns în 2018 AMD vs Intel. Îl bate chiar și în single thread, deci asta înseamnă că o să aibă frame-uri mai bune și în jocuri. Procesorul ăsta îți vă permite să faceți stream, să randați fără nicio problemă. În mare, consider că acest sistem este puțin învechit. PC Garage ar putea să facă o treabă bună dacă l-ar reactualiza puțin. Până atunci, totuși, nu îl recomand și am explicat pe parcursul clipului de ce. Acum am fost Benji, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-am ajutat. O să-mi las link-urile în descriere pentru procesor și placă video, precum și la wishlist-ul ăsta. O zi frumoasă, salut!